Echipele de dezăpezire ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași au acționat intens încă de la primele ore ale dimineții pentru a menține traficul pe drumurile naționale din zona Moldovei. În ciuda ninsorilor abundente care au căzut pe parcursul nopții și dimineții de joi 21 noiembrie, niciun drum național aflat în administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași nu a fost închis circulației. Intervențiile au inclus eliberarea carosabilului de zăpadă, dar și îndepărtarea arborilor doborât sub greutatea zăpezii, în special în zonele montane ale județelor Suceava, Neamț și Bacău, unde traficul a fost temporar blocat. Situațiile au fost remediate rapid prin intervenția promptă a echipelor. Pe timpul nopții, 119 autoutilaje au fost mobilizate fiind răspândite 677 de tone de material antiderapant pe drumurile din regiune. Dimineața numărul utilajelor implicate în operațiuni a crescut la aproximativ 150, continuând să acționeze pe întreaga rețea de drumuri naționale pentru a asigura condiții sigure de trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să fie prudenți, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.